Continuăm, doamnelor, domnilor, campania Doctor Bun. Ne aflăm la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, mai exact locația Buna Vestire. Stăm de vorbă cu doamna doctor Ana Enache. Dumneavoastră este medic specialist hematologie de 3 ani. Face naveta de la București la Ploiești. Bună ziua, doamna doctor! Mulțumim tare mult că v-ați alăturat campaniei noastre. Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vă fi alături. Cu mare drag! Doamna doctor, ce este exact hematologia? Cu ce se ocupă această specialitate? Să-i lămurim un pic pe cei care ne urmăresc. Este o specialitate complexă din punctul meu de vedere. Vine la pachet cu de toate. Și lucruri plăcute și lucruri mai puțin plăcute, dar cu de toate. Avem două ramuri, ramura oncologică, adică sunt un fel de soră a oncologiei prin toate bolile hematologice maligne pe care le avem în palmares. Ne referim la cancerul de sânge? Cancer de sânge, da. Și mai avem și o parte de boli non-oncologice, cum ar fi anemiile sau trombocitopeniile. Acestea sunt așa ramura mai plăcută, mai rară, dar mai plăcută și care ne determină pe noi să venim... Vindecabilă, să spunem așa. Și vindecabilă, da, da. De ce la Spitalul Județean de Urgență Ploiești? Sunteți bucureșteancă? V-a adoptat Ploieștiul de 3 ani. Da, m-a adoptat și eu pe el și el pe mine, ca să spun așa. A fost o conjunctură de factori. Eu, în București, mi-am terminat rezidențiatul, am așteptat acolo un post. Eu sunt bucureșteancă de 30 și mulți de ani. Și într-o zi, nu știu să spun motivul, nu știu să spun de ce, s-a evit postul acesta pe care l-am câștigat la concurs. Și de atunci nu mă mai deslipesc de el, ca să zic așa. Cu ce tipuri de pacienți vă confruntați aici la Ploiești? Adulți de la 18 până la nelimitat, ca să zic așa. Mare parte pacienți oncologici. Mare parte cu ei ne luptăm și alături de ei luptăm. Vorbim, doamnă doctor, ca să ne exprim așa pe înțelesul tuturor, despre cazurile de leucemie. Da, leucemie acută, cronică, limfoame, mieloproliferări cronice, cam acestea sunt cele mai frecvente boli ale noastre. Ați spus de la 18 ani în sus. Da. În ce fază ajunge un pacient la dumneavoastră? Cum își dă seama că suferă de astfel de boli? Profilul spitalului fiind de urgență, în general pacienții noștri vin cu stări foarte grave. Există adică, simptome? Vin în stadii destul de avansate, cu simptome de anemie în general, adică astenie, fatigabilitate, oboseală pe înțelesul tuturor, hemoragii de orice fel date de alte analize de laborator, care sunt totuși de rutină făcute, dar nimeni nu le bagă în seamă, ca să zic așa. Ajung la dumneavoastră și spuneți că tratați mare parte pacienți oncologici. Ce le spuneți? Adevărul. Întotdeauna trebuie să spui adevărul. Ori în față direct, ori mai voalat, ori cu un zâmbet pe buze, dar adevărul. Și nu e dezarmant pentru un pacient care o boală... Pentru majoritatea, da. Nu știu, incurabilă? Sau... Este incurabilă, da. Pentru majoritatea este descurajant, dar le spun tuturor că trebuie să mergem înainte. Cum se merge înainte cu o boală incurabilă, gen leucemie? Altă opțiune nu este decât înainte. Ați avut cazuri de pacienți de 18-19 ani tineri care au fost depistați cu astfel de afecțiune și s-au făcut bine? Sau? Acest tip de pacienți din... Nu știu dacă m-am exprimat corect, nu s-au făcut bine, dar sunt... Vorbim de remisiuni complete noi. Noi nu vorbim de vindecare decât după 7 ani în care nu facem deloc tratament. Dar acest gen de pacienți, în general, îi trimitem, pentru că avem ajutorul și suportul Institutului Clinic Fundeni, îi trimitem mai departe acolo, pentru că ei au indicație de transplant medular,
și pot beneficia de multe lucruri acolo. Și cumva noi nu-i mai urmărim pe aceștia. Dar da, în rezidențiat am avut situații, cazuri fericite, cazuri care ne-au, cazuri care ne îndeamnă în fiecare zi să luptăm și pentru restul. Ce poate face o persoană care vă ascultă acum și vrea să-și ia niște măsuri de precauție pentru a... Analizele de rutină. Analize de rutină. Da, ce înseamnă asta? Ce... În principal, hemograma completă este analiza de rutină pe care o face oricine. Prin medicul de familie este decontată, nu este o analiză scumpă și care poate să ne dea nouă niște semne de exclamare. Uh-huh. Cât de des ar trebui să fie astfel de analiză? O dată pe an este suficient? O dată pe an este suficient sau ori de câte ori pacientul simte că obosește sau nu se simte bine sau are simte că ceva este în neregulă cu el. Stilul de viață are vreo contribuție în declanșarea unor boli hematologice? Sunt factori de risc. Alimentația, nu știu. Nu neapărat alimentația, mediul înconjurător. Factorii de risc de genul, dacă se lucrează în mediu toxic, cu substanțe toxice, de exemplu, Prahova este renumită pentru teleajen, rafineria de la teleajen, Petrom de la Brazi și așa mai departe și cred că acest lucru cumva influențează. Și practic astfel de oameni ar trebui să fie mult mai precauți să-și facă aceste analize, da, mult mai des, da, spuneți dumneavoastră? Nu vorbesc numai de bolile hematologice, vorbesc de și de cele oncologice. Dar da, ei ar trebui să fie un pic mai precauți. Ați spus că poluarea, practic, da, ar fi un factor. Alimentația nu contribuie în niciun fel la declanșarea? Momentan nu s-a dovedit a fi un factor de risc această alimentație. Care este profilul, să spun așa, pacientului cu o afecțiune de natură hematologică? Există așa ceva? Sau afectează, da, suntem... indiferent de vârstă, da, sex? Da, nu are niciun pattern. Nu există, nu, așa ceva. Deci poate afecta pe absolut oricine, la orice vârstă. Da. Există vreun caz care v-a rămas așa întipărit în... am zis unul. Din mimica dumneavoastră îmi dau seama că au fost mult mai multe. Mulți. Care v-a impresionat în mod deosebit. Bine, toate cred că vă impresionează și pentru, da, toți. Da, exact. Noi ne creăm o relație cu ei, pentru că ei vin lună de lună sau la două luni vin să ne vedem pentru control, pentru analize, pentru tratament. Și prin urmare suntem diferiți față de restul doctorilor. Îi vedem foarte des. Cumva la ei este a doua casă aici. Înainte de a vă întreba de ce vin atât de des, spuneți-mi un caz sau două, nu știu, care v-au impresionat în mod deosebit. Cu final fericit sau, nu știu, rămâne la apreciere. Rămâne la finalul fericit. Eu sunt o fire optimistă, așa că perfect. Finalul fericit este întotdeauna cel pe care trebuie să-l exemplificăm. Un băiat de 19 ani care a venit, diagnosticul lui a fost boală Hodgkin, tot un fel de cancer, cu stare destul de gravă. La un moment dat, sincer, am crezut că nu mai am ce să fac pentru el. Cu foarte multă răbdare din partea lui, din partea familiei, din partea tuturor, a reușit să depășească toate complicațiile infecțioase, hemoragice, orice. Cum? Tratament în principal, dar să știți că și optimismul lui și al familiei, al tatălui au fost suportul nostru. Se înțeleg că a intrat în remisie în cazul lui? Da, în cazul astăzi lui? Este bine, are aproximativ un an de când am terminat tratamentul. Controla vine la controle, este bine, este înalt, este frumușel, este... Ne bucurăm de fiecare dată când îl vedem. Am înțeles. Spuneați puțin mai devreme că sunt foarte mulți pacienții pentru care acest spital este o a doua casă. Da, deși nu este o casă pe care și-o doresc.
dar devine. Este o casă de care au nevoie. Da, este o casă care le e necesară. Ce implică, doamna doctor, aceste viste periodice pe care le face un pacient oncologic? Inclusiv pornim de la anamneză, adică discuția cu pacientul, ce s-a mai întâmplat cu el în ultima lună sau două luni sau cât, care a fost perioada în care nu ne-am văzut, ce l-a supărat, ce simptome mai are, ce a apărut nou în viața lui, orice lucru legat, bineînțeles, de medicină, nu neapărat în viață personală. Analizele pe care trebuie să le facă pentru a vedea dacă îi continuăm tratamentul, reluăm tratamentul, orice decizie terapeutică. Medicamentos sau și da, avem, transfuzii? Sau... Avem o gamă foarte largă de tratament, de la comprimate, de citostatice, care se iau zi de zi sau în funcție de protocol, chimioterapie intravenoasă, orice antibiotic pentru ce apare, transfuzii de sânge, transfuzii de trombocite. Când un pacient, la fel, indiferent de vârsta pe care o are, se poate considera bine, poate gândi că a scăpat de secura aceea deasupra capului, să spun așa? Secura nu pleacă niciodată. Nu dispare niciodată. Dar... La 7 ani de la terminarea ultimei cure de chimioterapie, îl putem considera vindecat și îl putem scoate din evidență oncologică. Nu mi se întâmplă asta foarte des, de aceea și a celor care intră în această categorie îi chemăm în continuare și la 10 ani și la 15 ani și la... Deci toată viața trebuie da. Să fie precauți. Da. Ce simțiți ca medic în momentul în care, am înțeles, sunteți un om optimist și este minunat, dar totuși ce simțiți ca medic, pentru că profesia asta nu implică doar optimism, din păcate, mai ales specialitatea da. Dumneavoastră. În momentul în care trebuie să dați vești nu tocmai bune pacienților, dar și aparținătorilor deopotrivă, pentru că și familiile sunt conectate de acela pacient. E momentul în care știu că nu e neputința sau... V-ați simțit neputincioasă vreodată? Da. Da. Au fost momente în care mi-a părut rău că n-am putut, că nu pot să fac mai mult și nu pentru că nu aș avea cu ce sau cu cine, ci pentru că nu există. Pentru că astea sunt limitele medicinei. Exact. Și cum depășiți astfel de momente, doamna doctor? Mă uit la cei care sunt bine. Mă uit la cei care sunt bine și văd pe aceea, da. Cu foarte multe emoții. Mă uit la cei care sunt bine și mă gândesc, următorul care vine, nu știu niciodată în ce categorie intră. Nu știu dacă este cel care va fi bine sau cel care nu va fi bine. Și prin urmare, ca să aflu, trebuie să mă apuc de treabă. Cred că nu este cazul, îmi dau seama așa, ascultându-vă, să vă mai întreb cât de mult contează empatia pentru un doctor. Mult. Pentru că vă văd persoană sensibilă. Deși ne încarcă și pe noi și ne ducem acasă așa cu un bagaj mare de emoție pe care ar trebui să-l lăsăm în spital, că este o meserie până la urmă, mult. Empatia este una dintre cele mai importante. Relația între medic și pacient e foarte importantă. Practic, un medic trebuie să dea dovadă de profesionalism coroborat întotdeauna da. Cu ceea ce înseamnă empatie da. Și... 90% umanitate. Trebuie să fii medic, e o profesie, repet, 10% trebuie să ai umanitate. E important pentru un bolnav de cancer, în cazul de față, să... Nu știu, să simtă o vorbă bună, să o încurajare, cred o strângere de mână. Este valabilă, cred că, la oricine. Așa nu este valabil numai pentru... Întotdeauna trebuie să avem o vorbă bună din partea oricui, mai apropiat sau mai puțin apropiat, pentru a... Trebuie să fim mai buni între noi, cumva. Nu știu cum. Când plecați de aici, de la spital și mergeți acasă, cred că mi-ați răspuns oarecum la întrebare. Luați din problemele cu care v-ați confruntat pe parcursul zilei, vă gândiți pe... Nu? Încerc să nu. Încerc. Nu mi-este tot timpul. Mai am... Vă gândiți oare aș fi putut să fac mai mult decât am făcut? Sunt anumite momente în care da.
plec și mă gândesc, dau înapoi telefon pe spital să continui să văd ce face pacientul X, pacientul Y, nu e bine, recunosc. Dar așa suntem noi. Câți pacienți aveți acum? 15 internați în acest moment. Boli foarte grave. Cei care sunt în saloane de obicei sunt cu boli foarte grave și care sunt... boli incurabile. Și cu stare foarte gravă. Sau gravă. Care necesită observat. Speră acești oameni? Toți sperăm. Intrați la ei și vedeți că vă întreabă așa din privire... Intrăm, vizita nu trebuie să fie un lucru numai medical, trebuie să fie și o comunicare între medic și pacient. Prin urmare, când intrăm la vizită, mai vorbim și serios, mai și glumim un pic, că ei sunt aici toată ziua, nu-și doresc să ne vadă. Dar au nevoie de dumneavoastră. Ați spus vreodată vreunui bolnav, mai aveți de trăit... puncte? Atât? Sau ați fost întrebată cât? Da, asta este o întrebare frecventă. Mai ales la momentul diagnosticului sunt întrebată cât mai am. Nu știu cât mai are. Nimeni nu știe cât mai avem pe pământ, cu sau fără aceste diagnostice. Deci evitați să dați termene, cu toate că sunteți adeptă adevărului, ați spus. Sunt adeptă adevărului, dar cartea spune un lucru, viața este altceva. Și prin urmare, nu pot să-i spun ce scrie în cărți, dar asta nu înseamnă că va fi și realitatea. Cât stă un bolnav aici? Internat? Da. Cât poate să stea? O leucemie acută stă undeva la 2 luni, o lună cel puțin sigur, dar undeva la 2 luni. Sunt anumiți pacienți care vin, fac tratament, pleacă acasă, deci vorbim de 1 săptămână. V-ați dorit, doamna doctor, de când ați terminat rezidențiatul, să vă specializați pe ceea ce înseamnă hematologie, boala sângelui? Da, de fapt din facultate. Am știut că vreau asta. Ce v-a fascinat la acest domeniu? 10% fac hematologie, 90% fac restul de medicină, ca să zic așa, pentru că după ce te fac tratamentul pacientului, urmează perioada cu complicațiile. Infecțioase, non-infecțioase, nu știu, orice, poate să-mi apară orice. Crize convulsive, deci neurologie, cardiologie, totul este împachetat într-un pacient hematologic. Prin urmare, diversitatea și provocarea a fost în fiecare zi motorul meu. E important lucrul în echipă? Da. Pentru că da, acoperiți, da. Dar mă gândesc că aveți nevoie să vă consultați, da, cu colegii dumneavoastră. Noi aici suntem doar 2 colegi, suntem eu și o colegă. Dar, da, munca în echipă este întotdeauna foarte importantă. Și aici mă refer de la medic, la asistentă, la infirmieră, brancardier, colegi din alte specialități. Totul este legat, trebuie să ne legăm unii de alții. În momentul în care ieșiți pe poarta spitalului și vă îndreptați către casă, ce faceți ca să... vă liniștiți și să nu plecați încărcată cu aceste cazuri cu care vă confruntați. Ce vă place? Ce vă place? Mă urc în mașină și ascult muzică. Ce vă place să ascultați? Ce vă liniștește? Ce vă conferă depinde starea de starea mea, ca să zic așa, de la banală, nu știu, muzică veche, cum îi spun eu, Magic FM, Oldies but Goldies, la rock, nu, n-am. Vă până și Shakira este un moment de... Da, orice. O muzică, atâta timp cât, în funcție de dispoziție, mi-o și aleg, mi-are ritmul. Ce mai place medicului Ana Enache să facă dincolo de ceea ce face aici, în spitalul din Ploiești? Oh, să călătoresc mult. Vă place să călătoriți? Vă permite timpul? Să călătoriți atât cât ați vrea?
Nu. Pentru că mă gândesc că petreceți foarte mult, cel mai mult timp îl petreceți aici, în spital. Da. Nu, nu îmi permite cât mi-aș dori, dar așa o fugă până și... Care a fost ultima vacanță? Care a fost ultimul loc pe care l-ați văzut și v-a rămas așa pe Roma. La Roma. 3 zile am bătut Roma în stânga și în dreapta. A fost foarte frumos. Și acum unde ați vrea? Nu știu, vara asta? Milano, că Milano. Plec. Am înțeles. Da. Și în afară de călătorii, ce vă mai place? Petrecut timp în aer liber, familie, prieteni, orice... Aveți timp suficient pentru prieteni, pentru familie? Un medic este, chiar dacă nu este de gardă, este în gardă tot timpul. Da, nu, n-am foarte mult timp liber, dar încerc. Calitate, nu cantitate, mergeți pe principiul acesta. Da. Doamna doctor, v-ați vedea vreodată făcând altceva? Sunteți un medic tânăr, un medic de care, nu știu, urlă spitalele, nu doar din Prahova, din România, după medici. V-ați vedea, nu știu, făcând altceva vreodată? Altă meserie decât medicină, nu. Da. Nu, și dacă trebuie să o iau de la capăt, tot medicină. Tot medicină fac. De când ați știut că vreți să faceți medicină? Din clasa 10. Din clasa 10. Și ce sperați să schimbați? Sau nu știu, care vreți să fie, la un moment dat, în viața dumneavoastră, contribuția pe care ați avut-o în ceea ce înseamnă sistemul medical? Vreau să ajung să fac hematologie la nivelul care trebuie. Punctul de referință, Institutul Clinic Fundeni, unde se găsesc de toate. Acolo vreau să ajung și eu, aici. Aici, la Ploiești, considerați, la Spitalul Județean, la locația asta de la Buna Vestire, considerați că, ce scuze, aveți tot ce vă trebuie? Nu. În locația aceasta, nu. Ce anume lipsește? Laborator de analize. Nu am aici. Depindem de o ambulanță pentru a aduce analizele în laboratorul din locația Nord. Suntem un secție sau o specialitate care avem nevoie de terapie intensivă, pentru că avem situații în care trebuie să trimitem pacienții în terapie intensivă. Și ce faceți în acele cazuri? Tot alături de ambulanță 112 și de sprijinul terapiei intensive, chiar dacă este la 4 km distanță, îl avem tot timpul. Sunt multe lucruri care lipsesc, dar încet, cred că trebuie să am foarte multă răbdare. Și apropo de ceea ce spuneți, de ce preferați un spital de stat și nu mergeți într-unul privat? Unde ar fi mult mai ușor? Cinstit, privatul... Nu vă oferă satisfacțiile oferă. Pe care vi le oferă spitalul de stat. Nu. Care sunt satisfacțiile muncii într-un spital de stat? Care este acesta? Considerați că chiar vă faceți meseria așa cum v-ați dori și așa cum trebuie și provocările sunt altele? Spitalul și... privat, hematologia în privat presupune doar consultații și cam atât. Mm-hmm. Nu suntem ca ceilalți, cardiologia sau care au posibilitatea de a face foarte multe investigații și investigațiile noastre sunt foarte scumpe. Un pacient în privat nu și le-ar putea permite. Și prin urmare, din prisma asta, nu aș vedea să dau doar consultații. Să fac toate că va fi mai ușor. Da, ar fi mai ușor, dar nu. Dar nu la fel de provocator și n-ați simți că vă faceți meseria așa cum v-ați pregătit. Da. La justa valoare. La patul bolnavului, acolo trebuie să fiu. Acolo, lângă da. Indiferent de șansele. Indiferent de șanse, indiferent de pe care le are. Caracterul pacientului, indiferent de orice lucru. Ați întâlnit și pacienți dificili, nu știu, care vorbesc curât, care ridică tonul, care sunt recalcitrant. Da. Și cum gestionați? Încerc să le explic, încerc să vorbesc cu ei. Uneori nu avem acest... Este vă pierdeți răbdarea? Uneori da. Și nu în fața lor. Ați plâns vreodată? Da. De nervi întotdeauna. Și ce faceți? Închideți undeva? Da. Mă mai ajută și colegele ca
să zic așa, de-aia zic, munca în echipă e întotdeauna importantă. De ce plânge un medic? Eu personal plâng din cauza unor, dacă sunt scoasă din sărite, din, dacă mă enervez foarte tare, ca să pot să mă descarc și să nu... să nu mă enervez pe pacient, pe aparținător, pentru că mă gândesc că sunt nervoși dintr-un motiv, poate. Poate asta este reacția lor față de ce le spun eu. Și ca să nu am această răbufnire în fața lor, mă închid, mă recalmez, revin, o iau de la capăt și așa mai departe. Fiecare zi o provocare? Da. Da, plăcută. Ce-ți vrea să le transmiteți, nu știu, ploieștenilor, prahovenilor care ne urmăresc în momentul de față și, nu știu, au, nu au probleme, habar nu am, dar dați-le un sfat cu caracter preventiv, să spun așa, pentru că nu vreți să ajung aici cu nu doresc nimeni probleme să ajung aici. Exact. Cum ar trebui să avem grijă de noi, doamna doctor? Să ne ascultăm pe noi înșine. Să realizăm când ceva este în neregulă cu noi, orice lucru care ni se pare ne la locul lui. Corpul de semnal. Da, este. Trebuie să știi când să te duci la medicul de familie. El este primul om care te poate îndemna să te ducă către noi, către spital, către alți specialiști. Deci să avem grijă de noi, să avem încredere în medicină. Să avem încredere în... În mai ales. Dumnezeu, credință? Da, de ce nu? Da. Trebuie să... Altfel nu ne putem explica anumite miracole. Mulțumesc din suflet. Și spor la treabă în continuare. Mulțumesc frumos.